Bună ziua, este informația momentului. Pensiile speciale ar putea să devină istorie. Orban, Barna și Cioloș au decis să impoziteze aceste pensii speciale, considerate una dintre prioritățile pe care le au în acest moment. O întâlnire care a avut loc cu puțin timp în urmă, iar colega noastră Larisa Bernaschi ne spune ce s-a discutat acolo. Imediat discutăm cu invitații noștri. La telefon este doamna Anca Constantinescu, pensionar. În studio este domnul Popescu. Însă, pentru început, te rog, Larisa. Da, bun găsit tuturor. A avut loc astăzi o întâlnire între Dacian Cioloș, premierul Ludovic Orban și șeful USR Dan Barna și au decis că printre prioritățile zero ale acestei țări sunt impozitarea pensiilor speciale. Nu înțelegem însă în acest moment sub ce formă vor fi acestea impozitate. Știm foarte bine, există la Camera Deputaților, la Comisia de Buget, un astfel de proiect depus de fostul ministru al Finanțelor, de Eugen Teodorovic, care prevedea impozitarea pensiilor speciale mai mari de 10.000 de lei. Așteptăm să vedem dacă se păstrează același proiect sau vor veni cu un alt proiect sau vor veni eventual cu o ordonanță de urgență. Bună ziua, doamna Constantinescu! Bună ziua! Ce părere aveți de acest proiect? Credeți că va rămâne tot proiect? Că, cum spunea și colega noastră și domnul Teodorovic, spunea că trebuie reduse acele pensii fiind extrem de mare, unii spunând chiar nesimțit de mare, ajungând la sute de milioane de lei vechi, însă în practică nu s-a întâmplat nimic și de multe ori am auzit pe oameni spunând că beneficiarii au o prea mare putere în stat ca să se trezească cu veniturile astea reduse. De la bun început trebuie spus că a fost un privilegiu obținut legal, dar nu moral. Da. De ce spun acest lucru? Pentru că despre aceste pensii speciale s-au discutat și ceilalți miniștri ai muncii, însă se pare că aceste persoane au un lobby foarte puternic, sunt persoane influente, care, evident, legile sunt făcute de oameni, dar uneori numai pentru niște oameni. Aceste pensii nu sunt rezultatul unei contribuții reale la fondul de pensii. Cred că este chiar denumirea de pensie, este o denumire improprie. Este vorba de o gratificație pentru anumite servicii. Consider că acestea, într-adevăr, nu putem să le tăiem pentru că e un drept odată câștigat, dar impozitarea mi se pare corectă, mai ales că ele nu sunt rezultatul unei impozitări anterioare. Deci n-au fost acele sume retrase din venitul unei persoane la fondul de asigurări sociale. Da. Quantumul. Plus că mă gândesc că bugetul ăsta nu poate fi pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Adică ori nu sunt bani și dacă nu sunt bani, nu sunt bani, ori dacă sunt bani, să dea și la ceilalți oameni, nu? Nu doar la anumite categorii. Indiscutabil. Unii nu au mai multe nevoi, să zic, principale decât nevoile de a fi în sat, decât ceilalți. În același timp, vă rog să nu uitați că atunci când se pune problema să mărim pensiile mici, n-avem bani, dar când să dăm pensii speciale, care au crescut tot timpul, să știți, ele nu au rămas pe loc. Poate domnul Popescu nu e de acord cu acest plan, proiect? Vă rog, domnule Popescu. Sau poate sunteți de acord, nu știu. E greu să vorbesc după doamna Constantinescu, că este foarte bine pusă la punct. Mulțumesc! Și punctează. Noi am făcut spectacol aici aproape un an de zile în studioul ăsta, numai despre așa ceva am discutat. Și până la urmă nu am ajuns la niște clarități de felul ăsta, cum le prezentați dumneavoastră. Și pentru asta sunt foarte încântat de discursul pe care îl aveți dumneavoastră. Pe mine mă interesează în mod deosebit echitatea socială. Corect. Care este extraordinar de importantă. Dar lipsește cu desăvârșire. Care lipsește cu adevărat cu desăvârșire. În momentul când vom ajunge la o economie socială și la o echitate socială, sunt două lucruri foarte importante.
atunci putem să spunem și noi că, domne, cel puțin dreptatea de partea celor mulți, că aici mă refer la cei mulți care știți bine ce pensii au și cât de sancționați sunt din cauza contribuțiilor pe care le-au avut. Da.